În videoclipul de astăzi vă arătăm rețeta noastră de pizza delicioasă în condiții de casă, iar tata va face un pilaf cu carne de pui. Iar la mine acasă am schimbat nuanța tavanului din maro în alb. După mergem la Cătălina și facem ordine în toată casa. Noi vă dorim, dragilor, vizionare plăcută! Deja punem platul. Aici unul este. Și a trebuit tot așa pregătit frumos. Dar voi stați, vă uitați, da? Tot faci corect, bunic? Tati! E super! Frumos, așa, poate mistură, da? Tineretul. Ești de acord cu tineretul, da? Aha, punem un strat de cașcaval, de să te ajut. Să nu zici cum te ajut. Bun, îmi dai o bucățic. Am pus salamul și piercile, așa, apoi punem roșiile. Și pui de toate? Și măslinii și ardei în toate? Ce duce la cuptor. Mie s-a aburit din pizza. Frumusețe, adevărată. Voi? Nota? Bunica a dormit-o pe Melanica. E așa de bine doarme la bunie. Îi place ei, ce liniște și pace. Tăticul va face orezul cu carne în așa aparat. Curățim ceapa și ducem tot ce trebuie. Tăiem ceapa cu bulețe. Iar tata face un plov bun. Dacă o să faci după rețeta lui, o să vă placă, cu siguranță. Nu mai cred. Dar tu mănânci de la, sau nu? Da, mâncat. Ah, te-ai mâncat deja. Eu o supraveghez pe mine la aici, mai vorbesc cu bunica. Pentru că suntem prea mulți în bucătărie, acum dacă o trebuia ceva de ajutat, ajut și eu. Tare frumoasă atmosferă la noi în casă, deja am pus luminiță. La mine baby crește și parcă sunt flată mai tare așa la față, așa bunea? Deja îți vede că-s gravidă. Până acum nu prea-ți cunoștea, dar acum ochi bolfiți. Dani a venit de la casa Îngerie, a pus cărbuni. Hai, dar nu ai mănuși, ori n-ajut mănușul. Ei, vrei să ai și să nu cu mănuși. Avem așa un coș gras și bunica treabă. Coșul rău? Așa l-am? Nu. Am pus ceapa și o undim. Tăticul și-a pregătit sosurile. Dani mănâncă. Soția e pregătit. Bunătăți. Și aici, mămica ta e morcovul. Tata a spus, stai cum îți place ție. Interesant îl tai, mămic. Și Adriana curăță. Din așa pulpe grasă. Nu! Este de cucoș pentru rășituri. A fost, mămic. Scoatem carnea de pe os. Dar oasele tot le pui. Da, mă. Vor da gust oasele. Oasele. Iată, ăsta da cucoș, os și pulpe. Nu ca astea comparate. Tare îmi place că mămica ta e găină, nu știu mămica. Capul. Adriana, ce burtă mare are. Ei, ce burtă mare. A filmat, da? Dar o să te vede. Dar mănâncă dulce ea. Mănâncă uite pat. Se aude cum farfăchește aici morcovul. Îl undim. Tata deja pregătește orezul bob lung, o spui, da? Carnița. Tot că s-a părut că e prea puțin în carne, nu vreau mai pune câteva ripioane. A, uite-o ceva. Sfârâie, și-am văzut că sfârâie. Sfârâie. Adică pune carnea să îndească. Piper, dar un piper așa interesant arată. Adică cum arată piper? Aha, sfârâmat, mix. Cum arată. Punem sare. Câte ierburi ai aici? Aici sunt doar ierburi, iată. Deja carnea a pus-o tata aici. Cu morcov și cu ceapa. Și zici el că spală orezul. Așa. Un secret la tata. De câte ori tata spală orezul? 8. Orezul tăticul pune în proporție 1 la 3. Adică un can de orez și 3 de apă. Aici a pus sos de tomate. Dar cât ai pus tomat sosul? 100 de grame. Eu mi-am făcut o cafeluță. Și tăticul mergi trebușoara. Hai arată, tăticul vrea ceva să arăți. Da. Să-l pui mașină.
Dar de ce? Așa, așa lăsăm, da? Așa lăsăm. De ce faci așa? O să-mi prăiești uleiul, da? A, când tu ori să-ți facă gaura aia și să-mi prăiești, da? Aha, ok. Lăsăm și. Am programat la pilaf și închidem. Mă duc acasă la Cătălina, n-am strâns nici patul, filmăm de dimineață. Wow! Și-a luat Cătălina aici două vaze de la mama, de când era fat mare. Suntem ce face Andreea, dar văd că Andreea lumina e stânsă. Și Dodulică, și ai pățit, da? Fericit ești? Ia-ți fugi pe Cătălina, se întoarce înapoi, nu știi ce să fac. Am ajuns acasă să văd ce face bărbăția lui. Bună ziua, soțul meu! Cum merge treaba? Da. Iată, băpșim podul în alb, din acel maro îl transformăm în alb. Dar e mult de lucru, ză? Cum? Serios? E greu așa, e? Și e foame și e greu, dar principalul ești în sandalii. Ok, ok. Deci arată mult mai bine. Maro s-a astupat, dar se astupă greu. Poftă bună la toată lumea asta flămândă. Noi am lăsat treaba în deal, venim în vale, umblăm așa noi. Pa, 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 e foame. Andreea nu-i vopsește, acum își dă jos biscar și vin și el. Bună tare, da? Să te cumnă cu poftă. Mi-a lăsat să stă pa, 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 pa. De fapt, mamec. Pa, mama, hai să le. Ua, cât de bine arată și întreg orezul. Iată așa arată. De să-mi iau și un ciolănel. Papa! Bună, încercați rețeta, noi mâncăm. La magazinul din sat am cumpărat clementine așa frumoase, cu codițe. Și am cumpărat la copii câte o brânzică cu ciocolată. Și așa simplă. Și cappuccino roz. Și cappuccino Milka. Ce planuri avem? Să facem ordine la bucătărie? Cătălina a început deja. Ei, Mela! Așa arată bucătăria. Acum facem ordine. La noi nu este întotdeauna ideal. Ca la orice gospodină. Eu mă duc să fac repejor, curățenie în casă. Să strâng tot, să o ajut. Eu dorm aici, în living. Voi face ordine. La Cătălina totul e curat. E dimineața, a reușit să strângă totul. Am filmat și de-aia eu nu am reușit să strâng. Copiii s-au mai jucat. Acum își pun stativul și repejor facem ordine. Să vedem aici. O, aici a fost Mela. Poftim. Iată unde este Mela. La Cătălina așa e în cameră. Îmi place priviliul de aici, de pe geam. Cât de frumos se vede satul, iată. Am pus toate lucrurile Cătăline în această cutie, să arate mai frumos. Înainte, iată, este așa și vă arăt după ce fac ordine. Pun Mr. Proper. Cătălina iubește roz, dar eu am Mr. Proper albastru. Am pus un căpăcel și dau cu aspiratorul, după care spălăm podeaua. Acum în living așa arată. Am spălat și podeaua. Acum trecem în baie. Cum arat până la curățenie și vă arăt după. În baie am terminat ordinea. Iată așa. Arată acum. Următoarea cameră este dormitorul Melaniei. Am făcut și în acest dormitor ordine și la fetiță. Totul e curat. Am strâns jucăriile, nu știu cât o să păstrieze. Jos, Irnuț! Miela, nu stinge lumina. Am adus în casă și mandarine. Cătălina face ordine la bucătărie. Nu se mai termine, eu în casă am terminat. Și încercăm acest cappuccino Milka, prima dată. Încerc. Vreau să vă arăt cât de bine arată. Are un miros de ciocolată Milka. Este abia ora 5. Sunt obosită, se vede pe fața mea. Aveam impresia că e ora 9 și zic că te-ai făcut supă pentru mâine. Dacă te-ai la care supă pentru mâine? Miela și Edne va mânca. Seara ne străduim să dăm la copii așa un tierci sau o supică, ceva ușurel. Gata. Mă duc să beau.
cappuccino. Ok, fierbinte. Mmm, de bun. Mm. Bună seara, bună noapte deja. Miala mănâncă. În casă s-a păstrat curăția. Noi ne-am străduit să menținem ordinea. Toată ziua. Toată ziua. Miala mănâncă. E, mănânc frumos, Miala. Cetișor, mă. Aia, cetișor, da? Ia de așa îi place, spune pierna așa că te l-a învățat, o să nu umble cu biberonul toată casa. Bibi, na, bibi, bibi. Hai, bie, mămica, bie, frumos, bie. A făcut băieța mea, la gata. Eu gata, am terminat toată ordinea. Iată așa totul este curățel. Am spălat vasele, am spălat pe jos. Noi vă spunem pe curând, ne vedem cu voi în videoclipul următor. Să aveți o zi cât mai frumoasă!